ne-am întors la Vorbește Lumea și ne-am propus așa un soi de trilogie. Ieri vă întrebam care este ultimul moment în care v-ați înfuriat. Astăzi continuăm pe acest subiect și am invitat și o specialistă. Vă spuneam zilele trecute că și noi, adulții, ne comportăm des ca niște copii mici în plină criză de nervi. Nu ne putem controla emoțiile și furia. Și întotdeauna se va găsi ceva să ne înfurie. Aceasta este tema pe care o vom dezbate astăzi cu invitata noastră, Cerasela Rogen, Life Coach. Bine ai venit, Cerasela! Bine v-am regăsit! Consider că este e ceva extrem de important felul în care gestionăm furia și să descoperim și de ce ajungem la ea. Da, de asta îi acordăm mai mult timp. Așa este. Deja ne exprimăm cumva greșit, în ce sens, cu ghilimele de rigoare, când spunem nu controlăm furia. Noi nu avem nevoie să controlăm emoțiile. Atenție! Toți încercăm să controlăm ceva care nu este controlabil. Emoția este ca un fulger care se descarcă, dacă nu agiți, ține 4 minute și dacă o lași în pace, s-a dus. Deci nu o poți controla. În schimb, nu facem diferența între emoții. Emoțiile sunt toate bune și comportamentul lipit emoției, care nu e generat de emoție, este generat de educația pe care am avut-o. De exemplu, doi oameni foarte furioși, să zicem, da? Dar cu educații și caractere diferite. Unul când este foarte furios zice fii rar să fie și dă o palmă în masă. Nu deranjează pe nimeni și asta e tot. Iar altul la furie omoară sau bate sau e violent pentru și aruncă cu lucruri. Pentru că asta a văzut acasă? Exact, pentru că serios? Foarte serios. Noi avem creier de maimuță, văd tricoul ăsta la tine, vreau și eu, văd cum arată ea, vreau și eu. Deci vedem mașina aia sau casa aia, vrem și noi. Avem un creier maimuță și de la 0 la 6 ani avem starea teta. Și tot ce vedem, înregistrăm și clar dacă am avut violență, țipete, lucruri, imităm și facem la rândul nostru. Dar putem imita și... Păi nu, că dacă îți doi părinți, de exemplu, de regulă unul mai violent, dar putem, de exemplu, să luăm exemplu mamei care de regulă e mult mai calmă? Da, da, da. Și obicei... care reacționează la furie negând-o? Și aia e și mai rău, se numește efectul bombă, care strânge, neagă, dar și când explodează... E de tot. E de tot. Orică plânge, orică se consumă, nu neapărat pe ceilalți. Deci, repet, ca să fie foarte clar că majoritatea încercăm să lucrăm la ceva care nu e mâna noastră, și anume emoția. Emoțiile sunt bune toate. Și aia de furie, și aia de supărare, e ok să ni le manifestăm. Comportamentul pe care l-am obișnuit, pe care noi îl manifestăm legat de acea emoție, este de transformat. Da, da, uite, hai să mergem pe un caz un pic aplicat. Te rog. Te rog să iei cazul meu. Iau cazul tău. Mie îmi strică ziua o discuție cu mama, atunci când vorbesc cu ea la telefon și ea care s-a operat acum 2 ani de spate, la coloană, zice că se este la supermarket și zic... Nu te încarci, nu? Nu mai iei 3-4 sarsanale, sacoșe mari, așa, cu de toate. Și zice, nu, mamă, nu mă încarc, dar știi că eu nu, că eu am grijă. Și după aceea, vorbesc cu ea la jumătate de oră distanță. Și spune, nu mai pot. Și zic, ce faci, unde ești? Stau pe o bancă în parc, pentru că sunt grele un pic sacoșele astea și am zis să mă odihnesc un pic. Zic, te doare spatele? Nu, un pic așa, m-am așezat și să mă băi, deci nu mai pot, mi-e strică ziua, zic, te rog frumos. Mă rog, astea, pe lângă faptul că avem discuțiile astea, acum invent, de am senzația că ei sunt copii și eu trebuie să-i Da, să în momentul... Ca idee, ce faci după un moment din ăsta care ești atât de nervos, ai o furie, te ține 6 ore? În momentul în care ai furie că mama a făcut asta, trebuie să te gândești un singur lucru. Nu am control la ce fac ceilalți, oricât i-aș iubi. Chiar și Adela, la copiii ei, oricât de tare iubește, o crotește, face orice pentru ei, nu are control când fuge, cade sau sparge ceva sau... Și ea nu are control câteodată că nu mai poate și țipă. Problema mi se pare cumva mai departe de atât. Să spunem că adică unul să conștientizăm, mai enervat șurubel în mod, m-a enervat astăzi la emisiune de mai mult sau mă enervează în mod constant, că de regulă se întâmplă să ai un coleg care să te enervează în mod constant. În mod constant eu. Să nu reușești pentru că nu știu, nu-ți permite, habar n-am și poziția, nu poți să te descarci și ajungi acasă. Și te descarci pe copii, criză, da. Și criză de nervi la copii, la soț, la mamă. 99% facem așa, din păcate. Cum gestionăm asta? Că asta mi se pare mai grav, copilul nu înțelege nimic, nici soțul, nici mama, ce-i cu tine? Dacă înțelegem că depinde de noi să lucrăm cu noi, sunt și câteva exerciții foarte practice în care să ajutăm, unu, să conștientizăm că 4 minute trebuie să nu facem nimic ca să nu agităm acea emoție mai puternică
să se manifeste. Deci asta faci, te pui și aștepți, pui ceasul? Da, și tu la fel, cu mama și restul. Doi. Mama, te iubesc, să știi, adică nu, asta vrea să... Un exercițiu, prea multă iubire. Da. Un exercițiu foarte simplu și foarte bun este să batem aici în stern, da, cu timusul, pentru că ne circulă energia aceea stagnantă de furie și imediat, sau să faci câțiva pași, orice mișcare fizică te calmează. Deci orice mișcare fizică, o respirație profundă. Sau un exercițiu foarte bun, ridici mâinile în sus pentru că îți oxigenează creierul în momentul ăla și se duce repede acidul ăla de la cortizol și te uiți în sus, te conectezi cu această energie, se numește exercițiu antistres în 30 de secunde. Și te simți deja mult mai bine, adică e important, dacă poți să alergi sau să sar coarda sau pur și simplu să bați din palme. 2 minute bați din palme, pentru că prin sistemul, din palme? Da, prin sistemul nervos avem niște terminații nervoase în palme și prin sistemul nervos păcălim creierul că ne este bine, că nu bați din palme când ești nervos. Dar e ciudat asta, cerasela. Adică imaginează-ți, vii acasă după 10 ore de muncă și bați din palme și ți-a ocupat cineva locul de parcare. Înțelegi? Bravo, mă! Și te trezești în fața blocului. Păi da, dar te-ai calmat în momentul ăla, spui ok, nu depinde de mine, înțeleg că există, adică e important să permitem oamenilor să fie așa cum sunt și dacă nu le permitem, ei tot așa sunt și mama tot așa va face, dar dacă noi le permitem, nu mai avem război în capul nostru. Deci e foarte important să ne asumăm că fiecare om are rănile lui emoționale, programele lui subconștiente și dacă nu mai luăm personal ce fac acolo. Și cel mai important lucru, și mă bucur că mi se dă ocazia să spun acest lucru, și eu când nu eram coach, la început țipam cam mult la copii când mă enervam și cumva mă simțeam vinovată. Sentimentul de vinovăție este cel mai păcătos. Dacă tu te ierți pe tine că ai țipat și spui, bă, atât am putut în momentul ăsta, am făcut o vreașă, poți să ceri și scuze la copii sau la persoana respectivă. Dacă nu simți, nu. Dar pleacă de acolo doar cu ideea, data viitoare, și îți spui tu ție, ca să schimbi comportamentul, trebuie prin repetiție să-ți spui exact cum vrei să reacționezi. Data viitoare, chiar dacă am țipat, încerc să scurtez timpul. Data viitoare, când sunt într-o situație similară, o să încerc să nu mai fiu reactiv, să vorbesc calm. Și un exercițiu foarte bun este când îți vine să țipi, să șoptești. În momentul ăla... Apropo de ce am văzut ieri. Da, da, da. Este un efect foarte bun când începi să vorbești încet și celălalt face efort și vine către tine și te pufnește și râsul la un moment dat, că nu mai ai niciun chef să te enervezi. Și ai detenționat. Dar n-am văzut ieri un filmuleț, povestește tu. Cu niște olandezi care au găsit un remediu, se duc pe o plajă și ca să se destreseze țipă toți înspre mare. Și direcționează, și canalizează energia negativă spre mare. Cred că asta e un stres acumulat. Pe mine mă interesează mai tare... Important, nu te mai învinovăți. Efectul ăla, știi, din momentul ăla, simți un impuls atât de mare încât nu te poți abține, pur și simplu. Dacă tu n-ai să te mai învinovățești când îl faci, nu o să-ți mai vină să-l faci. Este un efect extraordinar de interesant, dar poți să-l probezi doar acționând. Adică noi învinovățindu-ne, când vine iar ceva, se întâmplă ceva și nu stăm bine cu noi că ne-am învinovățit, reacționăm și mai urât și ne simțim și mai rău. Și este un cerc vicios din care noi ieșim. Dacă în momentul ăla spune, ok, și din mine atât am putut și eu din rănile mele, data viitoare voi face mai bine. Ok. Deja data viitoare ești bine cu tine și nu mai reacționezi la fel. Dar trebuie să probezi lucrul ăsta. Da, sunt foarte puțini, sunt foarte mulți oameni care la serviciu au o persoană care îi enervează foarte tare și în mod constant. Dar sunt foarte puțini cei care își permit să renunțe la acel loc de muncă, da, pentru că asta este situația. Ce trebuie ei să facă astfel încât să, nu știu, să nu mai fie afectați? Să trăiască mai bine în mediul ăla. Da, clar este un mediu toxic, dar interesant este că o parte din noi are nevoie de acea experiență ca să ne vindecăm ceva. Deci undeva noi avem resentimente, suntem nemulțumiți de noi, ceva nu este în regulă în relația noi cu noi și vin aceste trigăre prin șef care ții, prin colegi, prin vecini, ca tu să înveți să reacționezi diferit, de fapt să acționezi, nu să reacționezi, să te vindești tu resentimente, să nu mai ai personal. Bun, și să ai compasiune. Șeful ăsta atâta poate. Dar până și... când? În momentul în care începi să te vindeci, șeful e mutat, o să vedeți. Se întâmplă ceva, te mută pe tine într-un loc mai bun, găsești deci un schimbarea mai bun. Apare atunci când tu ți-ai învățat lecția, cum da, s-ar spune. Schimbarea apare atunci când tu devii varianta ta mai bună.
Deci eu mai am de primit multe țipete în cască până atunci. Că tu nu vrei să pleci de aici, încă totuși, nu? Încă nu m-au pus în locul Adele. Când o să mă mut pe fotoliu ăla, acela înseamnă că m-am schimbat. Îți place fotoliul verde? Dă-mi voie, te rog, să te întreb și eu ceva, dacă tot te avem aici în platou. Traficul este, cred, cel mai mare motiv de furie pentru oameni. Dăm nas în nas cu șoferi de tot felul, fie că nu știu regulile, fie că nu vor să le respecte și sunt obraznici. Cum facem să gestionăm stările de agregare prin care trecem la volan? Eu îți spun ce fac eu personal, deci efectiv asta fac. În prima fracțiune de secundă îmi vine, da, așa, o secundă, după aia mă uit la ceva și spun, să fii binecuvântat, să ai o zi bună, e clar că ești și tu nervos și te grăbești, da, și deja mă calmez. Adică în momentul în care am spus să fii binecuvântat, să ai o zi bună, după ce l-am înjurat. Aia zic, după ce l-ai binecuvântat. Da, da, o fracțiune. Ideea este să scurtăm timpul în care ne înfuriem. Da. Ideea nu e să nu reacționezi, că ești om și înțeleg. Dar în secunda 2, eu deja sunt un șofer calm, care l-am binecuvântat și știu că pleacă cu energie bună, că i-am trimis, că înțeleg că se grăbește sau că poate și nu o iau personal, da, n-am dacă, nicio treabă. Dar dacă cu partenerul faci asta în mod constant, e important să-și cer scuze? Adică așa cum în trafic spui, hai să ai o zi bună. Primul lucru, cereți scuze față de tine. Că ai reacția aceea. Că, nu, față de tine, că ești omuleț și tu, că ai și tu un suflet și că te înțelegi. Adică să fii cu tine blând și tolerant. Fiind mereu blând și tolerant cu tine, ajungi să fii blând și tolerant cu ceilalți. Deci ideea, cumva, din ce am înțeles eu, este să te gândești că și omul are o poveste. Da. Să te pui în locul lui. Mă, el a trecut prin, a trecut să ne imaginăm orice dreapta situație sau persoană ca un cerc. Pe un cerc ai infinit de puncte, de puncte de vedere. Nu toate dor și nu toate te înfurie. Dacă te muți un pic și schimbi punctul de vedere și idealul, adică vârful care este diamantul, este să ai compasiune față de omul ăla, că a primit niște programe care nu le-a cerut când era copil. Cine știe ce fi pe exact. Eu imaginez că poate are o urgență ce treabă sau cine știe ce i s-a întâmplat acasă. Nu, dar de cele mai multe ori reacționăm pe cei 6 ani în care am primit niște programe subconștiente pe care nu le-am cerut, nu le-am vrut, dar aia am văzut și aia am știut să absorbim și atunci nu ai cum să reacționezi decât dacă lucrezi cu tine, intri într-un proces și ai șanse 50% să reușești să nu mai te comporți așa, 50% trebuie să mai lucrezi. Adică atunci când nu suntem conștienți că avem niște programe, e clar că spunem tu m-ai enervat, tu mă scozi sărită, tu ești asta de vină, tu n-ai făcut noi bine făcut asta și nu ne asumăm. În primii 6 ani? Da. Da. Asta e responsabilitate uriașă? Bunicii, părinții, orfelinatul, fiecare unde a crescut și noi am luat un model, din păcate, și am imitat și nu ne dăm seama și vrem să nu semănăm cu părinții, dar facem fix același lucru. Adică nu știu dacă semănăm cu mama, dar sunt convinsă că și tu când nu trebuie să faci ceva, îl sau faci și mă, asta am vrut să solicit. Nu vreau să te analizez, dar sunt convinsă că e neuronul în oglindă. Undeva acolo asta așa facem. E. Din păcate, deci ajungem ca părinții noștri. Haideți să ne aprobăm, să ne susținem și să spunem data viitoare ce fel de comportament am vrea să înlocuim și să facem efort să înlocuim, să devină o obișnuință, un comportament civilizat. Ce frumos a încheiat așa discuția ca un cerc. Da. Mulțumim frumos, Ceara, și te mai eu așteptăm. Mulțumesc frumos și sper să ajutăm oamenii de acasă să țipe mai puțin în trafic. Măcar în trafic. Măcar în trafic. Măcar în trafic.